Numesc Cătălin Cazacu. Sunt pilot de motociclism, unul dintre cei mai consacrați și titrați piloți ai României. Povestea mea a început la vârsta de 7 ani, într-o întâmplare fericită. Am fost descoperit de un antrenor care a crezut în mine, m-a luat și a investit în mine, mi-a pus la dispoziție un motor. În scurt timp am ajuns să concurez la clasele de juniori, iar în timp această distracție, care pentru noi distracție, a devenit meserie pentru mine. Am schimbat echipa, am niște colegi noi minunați. Îmi doresc ca acest an, pe care noi îl considerăm un an de acomodare, să ne aducă rezultate frumoase, să mă facă să fiu un pilot rapid. Este foarte periculos sportul pe care îl fac, dar 100% există chestii mult mai periculoase decât acest sport. Există un grad mare de risc, doar este puțin controlat. Exponențial, eu cred că să mergi pe stradă cu motocicleta de acasă până la magazin este de 50 de ori mai riscant decât ceea ce facem noi. Contează mult eroarea umană? În primul rând, dacă tu nu ești ok în momentul când ești pe motocicletă, asta e cel mai important, că în momentul când tu îți pui casca în cap și închizi viziera, să fii perfect împăcat cu tine. Pe altă parte, există partea mecanică, tu ți încredințezi motocicleta echipei tale, staff-ului tău de mecanici, în care trebuie să ai încredere, trebuie să construiești o încredere cu ei. Dacă se uită un șurub desfăcut, se poate întâmpla un accident foarte urât. E scump sportul ăsta să-l practici? Foarte scump, depinde la ce nivel vrei să-l practici. Entry level-ul eu cred că e un nivel normal la care se poate adapta oricine. Ți-ai rupt ceva până acum? E mult mai ușor să-ți enumăr oasele care nu sunt rupte decât cele care sunt rupte, dar 100% astea eclipsează în fața trofeilor pe care le câștigi și atunci e mai ușor. Da, nu poți să stai în ploaie fără să nu te uzi. Sfatul meu e, motocicleta poate ucide și dacă nu o respecti și o tratezi ca atare, e păcat să-ți pierzi viața și eu am spus-o și o spun tot timpul. Să-ți pierzi viața nu este cel mai urât lucru, este să rămâi infim, să rămâi o legumă, să trebuie să treci toată viața cu tine, să te vezi din ce ai fost și să te nenorocești. E păcat, așa că înainte să tragi de două ori de accelerație, mai bine gândește-te, mai bine dacă ai acest exces de putere pe care crezi că l-ai în interior și te crezi un mare pilot, e foarte ușor să te duci prin circuit, să-ți descarci adrenalina acolo și să vezi cât de rapid ești acolo. Ăla e locul în care cu adevărat poți să demonstrezi dacă ești un bun motociclist, dacă ești un pilot rapid, dacă ești nu știu cum vrei tu. Printre mașini, teribilismul, mi-e greu să le explic. Care e motoul care te ghidează în carieră sau în viață? Astăzi este cea mai importantă zi din viața mea, pentru că astăzi pot să câștig, pot să pierd sau pot să mor.